Îmi place așa o chestie, când încerci să liniștești apele, se întâmplă ceva și se mai învolburează. Păi, dar tot din cauza. Tu vorbind zi de zi, tu singur ți-ai zis că tu singur. Din cauza, da. Ea stopează tot și nu mai vorbi și vorbește despre altceva. Păi, asta am și făcut, știi? Da. Nu-mi place așa, știi, când intervine cineva din afară să... Cineva de afară, cine mă, fiind maica ta sau cine? Da, nu mi s-a părut corect. Aici a dat-o ca și cum copilul ăla care nu e în stare să-și rezolve singur probleme sau să depășească niște momente. Nu, e adevărat, nu trebuie să privești. Eu care până acum le-am depășit singur și de asta acum... Ea a vrut să-ți fie aproape... Eu am înțeles ideea, dar... Nu știu. N-ai ce să simți tu. Și spun și de ce, că n-ai cum să gândești limpede. Că aici se produce o schimbare. Când se produce o schimbare. Sufletul suferă, ai înțeles? Da. Și nu mai gândești la capacități optime. Nu gândești. Tu vezi întotdeauna în jos, în jos, în jos. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nici eu n-am zis așa. Până la urmă e mama ta și își pune părerea, nu e neapărat că trebuie să fie așa. N-am nicio problemă. Tu și cu ea știți cel mai bine ce aveți de făcut. Doar că îmi place să fac observații la alte persoane care... Nu e dreptul. Fiecare persoană... Păi tu n-auzi că orice om pe fața pământului poate să-și dea cu părerea? Deci să-și dea cu părerea. Păi ce nu înțelegi din asta? Nu știu. Tu singur dacă vrei să și... Amândoi, dacă vrei să faceți lucrul ăsta, bine, dacă nu, nu te obligă nici mama ta, nici nimeni să faci altceva. Păi, așa că nu mai vine o vățiu, tu că face cum face. Nu, dar... mai mult părerea mea, mi s-a părut că s-a vrut mai mult să fie circărea, așa, știi, eu așa o... O ceată, eu trebuia să fiu mediator, știi? Să nu s-arunce cuvinte urâte sau cuvinte de alea, trebuie să fie spuse. Nu mai fac o chestie asta, știi? Nu-i place nimănui chestia asta, domnule. Eu spun că prin actele tale zilnice, tu singur. Da, bine, astea actele mele zilnice sunt pentru că se văd aici, știi, că sunt filmat, știi, dar așa eram eu și... Când nu erau camere, când eram eu afară, după o relație, tot așa era. Doar că acolo mai ieșeam pe afară, mai mă duceam cu prietenul, mai participam la activitate, știi? Dar cum mă duceam acasă, între patru pereți, tot așa era. Tu știi cel mai bine. Aici e un pic mai intens. Nu? Știu, asta simt și eu. Asta simt și eu, Danuț. Și ți-am zis, dacă nu mă îmbărbătez eu singur, nu mă îmbărbătează. Și eu tot singur îmi place să trec peste, singur, știu, vreau și să-mi gestionez, indiferent de situații, probleme. Bine, la un moment dat chiar simți nevoia să vorbesc cu cineva. Normal că simți nevoia, da. Nu-mi place când, nu știu, se dă în anumite persoane care noi, până la urmă, noi am provocat și noi am interacționat cu acele persoane. Da, mă, te înțeleg ce zici. Nu trebuie să certăm pe nimeni. Trebuie să ne vedem de cât de locul nostru. Bă, hai să fim serioși, Denis. Dacă ea vrea și tu vrei să vă salutați, vă salutați și vă vorbiți indiferent de situație. Așa. Păi și atunci de ce să mai... Că nu-ți place, că-ți place. Dacă vreți amândoi să vorbiți bine, dacă nu, iarăși bine. Care e problema? Eu de mâine, dacă vreau să mai vorbesc cu tine, nu mai vorbesc, așa vreau să mai vorbesc. Așa, nu că a vorbit acolo cu mai ca, ca să mă întâlnesc sau nu. Eu chiar am și zis, bă. Mai vorbit cu ea? După aceea? Nu, n-am vorbit, nu.
Pune mâna și vorbește și explică-i punctul tău de vedere. Știi, că domnule, afară se vede că dacă stau de vorbă cu cineva, înseamnă gata, să-mi lingă. Nu, frate, ce a fost, a fost, am fost, am prieteni, iubiți, ce n-am fost. Faptul că acum mai comunicăm și mai vorbim așa, păi, la încotro, asta e. Păi te duci și vorbești cu ea, fost să înțeleagă și cu care nu ne mai suntem și nu mai suportăm, hai să nu mai ne băgăm în seamă sau să mai vorbim. Vorbim, asta e. Cât e show-ul ăsta? Hai, vedem. Și care cu drumul lui. Vorbește, ți-a, te duci și explici? Uite, calme, lasă, am stat și cu asta. Stai pe corect să interzică, a, știi, nu mai vorbi cu el. Păi stai, mă, lasă, ce te bași pe el. Lasă pe el. Poate a fost și 30 ani să vorbesc. Dacă nu vreau, eu nu vreau. Deci am eu. Și ți-ar cuvânt să spună ceva, bă, nu mai vorbi cu ăla, că nu știu. Bă, a zis de tine, băi, Dănuț, mie nu-mi impune asta nimeni faci nimic. Tu, exact. Ce să fac și cum să fac. Nu, dar nici pentru celălalt nu-i... Cum ar veni, nu știu, să vină cineva din partea ei să spună, băi, Dănuț, nu mai face numai degeaba, vezi că nu știu... Băi, nene, fii atent ce spune el. Corect, așa. Eu acum, dacă zic ție, băi, nu mai vorbi deloc, nu mai salutat nimic. Da, da, tu mă asculti pe mine? Păi nu te ascult pe tine, nu te ascult pe tine. Păi și atunci? Dar poate să spune persoane mai, nu știu, care ascultă și merge pe ideea asta. Băi, e vorba de tine, nu e de altcineva. Eu nu fac așa, nu știu atât mă văd pe cineva. Păi atunci asta e, fii tu. Nu, te duci tu și explici tu cum stai.